Shalom! Mă bucur să fim din nou împreună la studiul nostru în Cartea Maleahii. Suntem în capitolul 1 și voi citi de la versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți cu ce te-am spurcat, prin faptul că ați zis masa Domnului este de disprețuit, când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta, când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare, ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor, și acum vă rog, rugați-vă Dumnezeu să aibă milă de noi. Va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul oștirilor. Suntem într-o secțiune în care Dumnezeu se adresează direct preoților și practicilor pe care ei le profesau la templu. Începuseră încetul cu încetul să facă un business pe seama lucrării pe care ei o făceau la templu și câtă vreme ei puteau să-și ia partea lor și să aibă câștiguri din lucrarea pe care o făceau, nu erau interesați așa de mult de cum arăta jertfa înaintea lui Dumnezeu. Și asta cu toate că era scris clar în Levitic 22, dacă vă uitați împreună cu mine, versetul 22 din Levitic 22 spune să n-aduceți niciuna care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine. Din acestea să n-aduceți pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Oamenii aceștia încep să trateze ceva sfânt într-un mod ușuratic, într-un mod ieftin. Și asta este un lucru care îl supără clar pe Dumnezeu. Și pot să văd în viața de zi cu zi, chiar legat de mine și legat de cei din jurul meu, cum încetul cu încetul începem să coborâm standardele lui Dumnezeu la standardele noastre și începem să măsurăm gravitatea păcatelor noastre nu în funcție de puritatea și sfințenia lui Dumnezeu, ci în funcție de cât de grav, cât de mult am batjocorit, cât de mult l-am rănit pe cel de lângă noi sau cât de mult se știe despre ceea ce am făcut. Nici de cum nu măsurăm lucrurile astea în funcție de cât de grav este în ochii lui Dumnezeu, cât de mult dezonorează acest lucru pe Dumnezeu. Și încetul cu încetul, templul devenise o peșteră de tâlhari, un loc în care oamenii mai degrabă își ascundeau păcatele și mizerile decât să fie un loc al eliberării și al curățirii divine. Și lucrul ăsta pornea de la preoți, de la cei care trebuiau să țină standardele lui Dumnezeu sus. Și mi este clar că acest lucru s-a întâmplat și în contextul în care erau influențați puternic de națiunile din prejurul lor, al căror zei nu erau interesați de cum arată jertfa atâta vreme cât ei aduceau o jertfă. Zeii țărilor din jurul Israel erau îmbunați prin diferite jertfe, dar zeii nu erau interesați așa de mult de cât arată jertfa sau cum arată jertfa câtă vreme aceasta era adusă. Însă, în Israel, înaintea Dumnezeului nostru, jertfa pe care o ducem înaintea Dumnezeu este o expresie a inimii noastre, a respectului nostru, a cinstei pe care noi o dăm înaintea Dumnezeu. De aceea să fim foarte atenți fiecare la ce fel de jertfă aducem înaintea Dumnezeu, pentru că jertfa noastră este o expresie a relației pe care noi avem înaintea Lui. Ea reflectă ce este în inima noastră și cum îl vedem de fapt pe Dumnezeu și felul în care noi îl tratăm pe El. Este multă cultură religioasă și astăzi în biserică, însă așa de puțină relație autentică trăită după standardele Lui Dumnezeu. Și, dragilor, văd în special în cultura generației tinere care caută din ce în ce mai mult biserici, locuri în care să fie implicați, dar locurile astea să fie locuri în care să nu dea socoteală, în care nimeni să nu le ceară, să-și verifice în mod constant felul în care trăie stilul lor de viață, pur și simplu să fie lăsați în pace, ei se pot închina înaintea Dumnezeu așa cum vor ei. Tinerii caută din ce în ce mai mult locuri ale confortului, ale complacerii mai mult în păcat,
în timp ce biserica se confruntă cu un spirit al religiozității și lucrurile astea nu sunt bune înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați să trăim autentic, suntem chemați să trăim aproape de Dumnezeu, suntem chemați să-L cinstim prin fiecare lucru pe care îl facem și Dumnezeu le spune foarte clar: când aduceți lucrurile acestea înaintea mea, lucrurile astea nici măcar nu sunt primite și ofensează, pângăresc numele meu cel sfânt. Și este foarte interesant că de la versetul 6 până la versetul 14, la sfârșitul capitolului, cel puțin de 8 ori apare acest nume al lui Dumnezeu, Domnul Oștirilor. Vom dezvolta în zilele următoare de ce se adresează în felul acesta poporului Israel ca și Domnul Oștirilor. Apărând de 8 ori în acest text, este foarte clar că ceva este important legat de felul în care Dumnezeu se descoperă înaintea lor ca și Dumnezeu al Oștirilor. Și apoi el le spune în versetul 9: și acum vă rog, rugați-vă Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi El cu bună voință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul Oștirilor. Este o întrebare retorică la care fiecare dintre ei știau că răspunsul este nu. Nu poți fi primit oricum. Nu poți fi primit în termenii tăi, ci Dumnezeu te primește doar în termenii Lui. Și ne aducem aminte de Cain și Abel, care au adus fiecare dintre ei o jertfă înainte lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu a primit jertfa amândorora, ci Dumnezeu a primit doar jertfa care a fost adusă după standardul lui Dumnezeu. De aceea, înainte să te închini, înainte să-i aduci o jertfă lui Dumnezeu, înainte să-i aduci un dar lui Dumnezeu, indiferent despre ce este vorba, că este vorba de finanțele tale, că este vorba de a face bine cuiva, stai și gândește-te bine ce fel de jertfă aduci înaintea lui, cum este jertfa ta. Și vreau să știi că este foarte clar, indiferent cât de mult aduci, indiferent cât de calitativă este jertfa pe care tu o aduci înaintea lui Dumnezeu, inima ta întotdeauna este atașată la jertfă. Ai grijă ca inima ta să fie curată. Ai grijă ca inima ta să fie sfântă înaintea lui Dumnezeu. Și asta este gândul cu care aș vrea să vă las. Dumnezeu este vrednic să aducem ce are mai bun, ce avem mai bun. Dumnezeu este un Dumnezeu măreț, Dumnezeu este un Dumnezeu care conduce întreaga istorie, El este Domnul Oștirilor, El este Dumnezeu înălțat mai presus de orice nume, Dumnezeu înălțat în ceruri, deasupra oricărei domnii, stăpâniri. Dumnezeu este Dumnezeu care este vrednic să-L tratăm cu maximă precauție și să fim atenți atunci când ne înfățișăm înaintea Lui. De aceea, Aba, mă rog pentru frații mei, surorile mele, dă-ne această înțelepciune divină să nu coborâm standardele tale la standardele noastre. Fă ca nu cumva să facem din templul inimii noastre o peșteră de tâlhar, Doamne Dumnezeu nostru, să ne ascundem păcătoșenia sub învățătura harului Tău, când Tu ne chem să fim curați și sfinți în omul untric. Mă rog pentru fiecare dintre noi astăzi să avem o zi în care reflectăm la chemarea de a fi plăcuți înainte ochilor Tăi. Fă ca fiecare dintre noi să trăim, Doamne, nu în mod obișnuit, ci tratând cu sfințenie viața pe care Tu ne-ai dat-o. Mă rog să binecuvintez poporul Tău să te cinstească, să te onoreze și să-ți înalțe numele. Lasă binecuvântarea Ta peste casele noastre, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Ne auzim mâine dimineață. Să fiți binecuvântați de Domnul.